Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre sunt înscrise în ceruri. Iubiți credincioși, am vorbit de foarte multe ori cu prilejul răznuirii Sfinților Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael și a tuturor puterilor îngerești despre puterea numelui. Este drept că am început de la același moto, dar spre dezamăgirea celor care s-ar fi bucurat să mă repet, astăzi am să vă vorbesc despre ceea ce ne învață Dumnezeu că trebuie să fie bucuria noastră. Când au fost trimiși cei 70 de ucenici în lume, li s-a dat putere și propovăduirea s-a numit una de probă. Nu că n-ar fi știut Dumnezeu cum se va fi desfășurat apoi propovăduirea. Nu că ar fi fost neapărat nevoie să îi încurajeze pe ucenici într-un fel, dar i-a trimis Mântuitorul ca să probeze tot ceea ce învățaseră și mai ales să probeze că vor intra într-o altă logică. Și anume s-au dus prin cetăți și duhurile necurate ieșeau afară. Tot ceea ce spuneau ei se împlinea. Pe cine îl atingea și avea vreo neputință, se vindeca. Și atunci au venit atât de bucuroși la Mântuitorul și a spus: Învățătorule, în numele Tău ni se pleacă duhurile, bolnavii se însănătoșesc și morții înviază. Și Mântuitorul le-a răspuns oarecum potolindu-i din entuziasmul acesta, spunându-le: nu vă bucurați că se pleacă duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre sunt înscrise în ceruri. Iubiți credincioși, din aceste puține cuvinte pe care Sfinții Părinți le-au rânduit să ne însoțească prăznuirea Sfinților Arhangheli, Mihail, Gavail și Rafael, putem să învățăm multe lucruri, dar am să rămân astăzi câteva momente asupra înțelesului bucuriei, și anume, de cele mai multe ori nu știm pentru ce trebuie să ne bucurăm. Nu știm să facem o deosebire între cauză și efect. De cele mai multe ori ne bucurăm pentru efecte, dar uităm cauzele care le-au produs. De exemplu, ne bucurăm de copiii noștri uitând de cauza care a produs această bucurie, aceea că suntem părinți. Numai atunci când se amână momentul acesta de a putea deveni părinți, atunci conștientizăm că este lucru mare să fii părinte, ca tu apoi să te bucuri. Ne bucurăm când vedem afară o vreme frumoasă. Ne bucurăm că e vreme frumoasă, dar uităm că bucuria se datorează organului care se numește ochi și simțului care se vede, se numește văz. Fără ele, am putea să ne bucurăm, poate că povestindu-ne cineva cât de frumos este afară. Dar nici atunci nu trebuie să ne bucurăm neapărat numai de cât de frumos este afară, ci pentru faptul că ne-a lăsat Dumnezeu lângă noi pe cineva care să ne povestească cât de frumos este afară și cât de frumoasă este lumea. Vă mai aduceți aminte de cei doi care erau pe pat de spital și unul dintre ei nu vedea, iar celălalt era atât de bolnav încât nu putea să se întoarcă după o parte pe alta. Și în fiecare dimineață îl ruga pe cel de lângă el să-i povestească cum este afară. Zice: tu care poți să te ridici puțin măcar așa, să stai, să te uiți pe fereastră puțin, spune-mi și mie ce este afară. Și în fiecare dimineață colegul lui de pat îi spunea: iată că a răsărit soarele,
Ce frumos se vede umbra unui copac ce vine către noi. Se văd păsări care se bucură. Se văd vreo 2-3 noruleți, dar care parcă desenează într-un tablou frumos, nu ne deranjează deloc. Azi așa, mâine așa, în fiecare zi îi povestea cât un tablou din măiestria cu care Dumnezeu desena cerul, până când într-o dimineață s-a trezit vorbind singur, nu mai era cine să îi povestească ceea ce văzuse pe geam. Și când a venit asistenta, a întrebat-o ce s-a întâmplat, ce colegul dumneata de pat a plecat la Domnul pentru că a făcut un atac de cord azi noapte, nu l-a mai putut salva. Și bine, bine, atunci, el m-a obișnuit în ultima vreme să-mi povestească cum e afară, te-aș ruga pe dumneata dacă poți să-mi spui ce se vede pe fereastră. Și el a întrebat, care fereastră? Fereastra pe care se uita prietenul meu și povestea ce se întâmplă afară. Dar aici nu e nicio fereastră. A fost într-adevăr o fereastră de multă vreme, dar de câțiva ani de zile, înainte de a veni dumneata aici, dar acum este zidită, sunt numai cărămizi. Ce bine, dar omul acela ce vedea? Ce să vadă? Pentru că era orb. Nu avea cum să vadă. Asta înseamnă să-ți dea Dumnezeu pe cineva lângă tine care să-ți povestească ceea ce nici el nu vede, ci ceea ce crede și vede pe dinăuntru. A vedea, de asta am spus, că este un efect, cauza este întregul program neuronal de a transmite de la exterior către interior creierului nostru ceva frumos. Dar dacă în exteriorul nostru nu este nimic demn de a povesti, atunci putem să facem noi o poveste frumoasă. Să nu credeți că este un îndemn la a minți pe cineva. Nu, ci este un îndemn la a încuraja și a îmbunătăți pe cineva care are nevoie de o anumită imagine. Ce putea să-i spună bietul om? Dom'le, în primul rând, eu sunt orb, n-am cum să spun ce-i afară. Și în al doilea rând, sunt orb, dar pot să pipăi și am pipăit că aici nu e nicio fereastră. Am luat-o așa la rând și sunt niște cărămizi. S-ar putea să fi fost vreodată o fereastră, dar uite, nu mai e fereastră. Omul acela ce-ar fi spus? S-ar fi întors pe partea acelea, cealaltă, mai mâhnit decât era de boala lui care îl măcina. De aceea trebuie să învățăm să începem măcar de astăzi să ne concentrăm la cauzele care ne-au dus la dobândirea unui lucru. Să nu credeți acum că toate lucrurile pe care le dobândim și trebuie să le apreciem sunt numai cele bune. Nu. De foarte multe ori ni se pare că ceea ce primim este nedrept. Ni se pare. Ni se pare pentru că noi judecăm de la o clipă la alta. Într-o anumită logică pe care Dumnezeu astăzi, prin puterea Sfinților Arhangheli pe care îi serbăm, îi prăznuim, ne învață să o schimbăm. Și anume logica în care ni se pare nouă că am primit o lovitură, trebuie să fie întoarsă. Și anume să ne întrebăm, dar de unde pornește această lovitură pe care eu am primit-o? De ce am simțit-o eu așa? V-am mai spus de cel care nu își simțea de la brâu în jos organismul de mulți ani. Și tot stând el pe diverse locuri și suprafețe mai moi, s-a întâmplat ca într-una din zile să fie așezat de către cel care îl purta de colo-colo într-un cui. Și nesimțind nimic, adică nici durerea, dacă nu ar fi fost o asistentă foarte, foarte atentă, ar fi făcut o septicemie, ar fi pierdut sânge, probabil că și o infecție l-ar fi omorât de tot. Eu unde vreau să vă duc acum? De unde știm noi că durerea pe care o simțim nu este o avertizare? De unde știm noi că durerea pe care o simțim este tocmai cea salvatoare? Imaginați-vă că nu ați simți când v-ați prins degetul într-o ușă
și ați închide ușa definitiv și a rămâne o parte din dumneavoastră din falangă dincolo. Durerea săcăitoare, durerea pe care noi vrem să o depășim de cele mai multe ori, să știți că este aliatul nostru. Cea mai mare realizare pe care omul o are dată de la Dumnezeu este durerea, pentru că fără ea nu ar exista niciun semnal de alarmă. Știu atâția oameni care au ajuns târziu, așa zis târziu, la un anumit diagnostic, dar au ajuns și niciodată nu este prea târziu. Niciodată durerea nu ne scoate din cursă, ci ne avertizează să luăm măsuri. Vă aduceți aminte că acum vreo 2 ani de zile am dispărut așa pur și simplu vreo 2 luni din biserică. Dacă nu ar fi fost o anumită doamnă doctor care să vadă pe o radiografie pulmonară 4 leziuni pe care diabetul mi le-a făcut în plămân, probabil că astăzi n-aș fi vorbit de aici după Soleie. Dar aici este o mare, mare șansă. Deși, așa cum i-a zis și domnul doctor, știu din moș strămoș că prostia și boala de plămân nu dor. Și mi s-a confirmat că așa este, până într-o anumită etapă. Numai că, datorită acestui diagnostic, am putut să-mi resetez în 2 luni de zile tot ceea ce înseamnă programul, tot ceea ce înseamnă mentalitatea despre sănătate, despre cât trebuie să dai și cât trebuie să primești, cât trebuie să dai și propriul organism ca să poată să te asculte mai mult. Să știți că fără această experiență nu era mare lucru de capul meu. E adevărat că între timp programul s-a mai prelungit așa, dar nu ca înainte. Nu aștept însă să-mi dea Dumnezeu un alt gen de durere care să mă ține deoparte, ci din vreme în vreme mă mai gândesc la program. Pentru că orice semnal pe care îl primim și nu îl ascultăm, să știți că are la un moment dat un moment de aducere aminte. Vine o scadență și dacă n-ai ascultat de un mesaj, cu siguranță că acea scadență poate să fie fatală. De aceea trebuie să învățăm, măcar de astăzi, așa cum am spus, să ne bucurăm, dar să ne bucurăm de cauze, nu de efecte. Și anume, ne bucurăm, de exemplu, de o anumită realizare. Dacă ne-am bucurat fix de acea realizare, cu siguranță că am uitat că în spatele acelei realizări există o stare de jertfă, există un timp pe care ni l-a mâncat bucuria la care am ajuns. Dacă uităm de aceste lucruri, trăirea aceasta a bucuriei de suprafață, adică a bucuriei ca efect, nu poate să ne aducă o satisfacție deosebită. Pentru că dacă ne vom bucura de cauze, atunci cu siguranță că în acele cauze vom găsi și jertfa pe care am făcut-o. Și dacă găsim jertfa pe care am făcut-o, trebuie să ne dăm seama că în spatele ei există talentul pe care Dumnezeu ni l-a dat să îl înmulțim. Și dacă începem să învățăm a mulți talanții, înseamnă că începem să învățăm să ne bucurăm de cauze, nu de efecte. Spuneam mai devreme despre bucuria de a fi părinte. Bucuria de a fi părinte este una care pornește dintr-un dar. După cum bine ați constatat și dumneavoastră, fără să tulbur pe cei în cauză, nu pot fi toți părinți. Ei bine, bucuria aceasta de a fi părinte poate însă să meargă mai departe. Adică să nu ne mai gândim la efectele, adică la copiii pe care îi avem, ci la bucuria de a fi părinte. Bucuria paternității, să știți că stă inclusiv într-un text scris sau citit sau povestit frumos cuiva. O amintire din viața noastră ne face părinți unui gând frumos și unei situații pe care o așezăm în fața cuiva. Asta înseamnă bucuria paternității, bucuria de a naște. Și gândul care se naște din noi este o bucurie pe care trebuie să o primim cu entuziasm. De aceea, a merge în străfundurile
bucuriei, ne dă o satisfacție deosebită, aceea că nu mai suntem dependenți de efecte, ci de cauze. Ce ar însemna ca cineva care nu are copii toată viața să stea așa cu capul în jos și să nu se bucure de nimic? Poate însă să aibă un nepot, o nepoată de care să aibă grijă, poate să aibă grijă de niște bătrâni, de părinți, și această bucurie imediat vine ca paternitate. Atunci când îi povestește unui nepot, băiatul surorii sau fiica fratelui, atunci când primește un dar de la unul sau la o mătușă, să știți că deja transmite un soi de bucurie pe care noi, mergând pe fir, nu o să trăim efectul, ci cauza. Și atunci vom înțelege de ce ne-a zis Dumnezeu să nu ne bucurăm că ni se pleacă duhurile. Adică nu te bucura că ți-am dat una, că ți-am dat alta, ci bucură-te că numele tău este scris în cer. Vă mai aduc aminte despre Moise, atunci când a ieșit cu tablele legii și a găsit poporul idolatru, a spart de mânie tablele legii și a spus: Doamne, dacă poporul acesta nu este vrednic, atunci ștergem și mie numele din cartea vieții. Asta înseamnă identificarea cu tot ceea ce înseamnă misiunea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a șters nici numele lui, nici numele poporului. Și iată că acum vă putem povesti că s-a mai suit odată în muntele Sinai și a mai venit odată cu tablele legii, de această dată scrise de el. Și numele lui este scris în ceruri, așa cum este scris și numele poporului. Așadar, numele pe care îl purtăm este un efect. Un efect al dragostei pe care Dumnezeu ne-a arătat-o personal când ne-a lăsat să ne naștem, un efect al dragostei pe care Dumnezeu a dat-o părinților noștri ca să ne accepte în familie și să ne dea un nume și să mergem mai departe, un efect al faptului că suntem chemați să trăim bucuria. Care este primul salut pe care Mântuitorul l-a adresat femeilor mironosițe după ce a înviat din morți? Când s-a întâlnit, a zis: herete, bucurați-vă! Bucurați-vă! Să știți că bucuria merge până a ne descoperi pe noi înșine. Poate că o să fie câțiva cărcotași dacă mă aud acum că îi avertizez că nu le-a zis nici duceți-vă și postiți, nici duceți-vă și ascundeți-vă, nici duceți-vă și faceți milostenie. Nu, le-a zis bucurați-vă. Căutați însă bucuria și în post, și în milostenie, și în cumsecădenie, și în răbdare, și în îngăduință. Dacă mergem pe izvorul bucuriei, cu siguranță că ajungem unde trebuie. Dar dacă luăm așa numai bucuria de suprafață, cu siguranță că n-am făcut mai nimic. Este o bucurie care poate să treacă. De exemplu, când ne uităm în oglindă și ne vedem așa, că suntem tineri, că avem viața mai mult în față decât în spate, o să fie o bucurie. Dar ce ne facem dacă peste 10-15 ani ne uităm în aceeași oglindă și nu mai vedem viața chiar așa de în față, o vedem în spate? Nu ne mai bucurăm? Păi dacă nu suntem pregătiți de acum, să știți că nu o să ne putem bucura. Trebuie să începem să învățăm să ne bucurăm. Pentru că mesajul Evangheliei de astăzi chiar acesta este. Să învățăm să ne bucurăm de ce trebuie. Să învățăm să ne bucurăm de modul în care vedem bucuria. Contează foarte mult cum anume vedem anumite lucruri. De exemplu, dacă îi spuneți unui pictor că ați văzut o frescă și v-a plăcut un veșmânt care era colorat în verde, el cu siguranță că are cel puțin 300-350 de nuanțe de verde în cap. Noi însă nu avem atâtea cuvinte cât să-i spunem ce fel de verde era. Dar în momentul în care spunem că era verde, el înțelege din cele 350 de nuanțe pe care le are în cap, cea mai frumoasă nuanță pe care el poate numai să-și o imagineze, poate că nu să o realizeze, dar e în capul lui. E, asta înseamnă să transmiți bucuria.
Sediul bucuriei este în capul nostru, dar răspunsul ei este în capul celui care a primit mesajul. Și atunci, în acest schimb, eu mă bucur în măsura în care simt că l-am făcut pe cel căruia i-am povestit ceva, că se bucură și el. Și atunci, bucuria mea nu mai este un efect, ci este o cauză. Ori să știți că efectele pot să fie furate, pot să fie vânturate, pot să fie date la o parte, dar cauzele nu. Atunci când un cosaș vine cu coasa și rade de la suprafața pământului cu 2-3 cm, lucru pe care eu nu l-am reușit niciodată, tot mă strădui, dar nu mi-a ieșit, rade frumos, acela este un efect al rădăcinii care rămâne în pământ. Iarba cu care se hrănesc animalele și care se va transforma apoi în lapte, în unt, în brânză și mai departe. Dar cauza rămâne tot în pământ și peste 3-4 săptămâni vine cosașul din nou și pregătește din nou iarba. Ei, fraților, să știți că așa este și cu noi. În momentul în care trăim o bucurie, trebuie să fim atenți, să nu tulburăm rădăcina acelei bucurii. Pentru că în Evanghelia de la Ucrenie de astăzi, ni se spune despre stăpânul care și-a chemat slugile și a întrebat cum este recolta. Și a spus, o, stăpâne, n-ai semănat tu grâu curat? De unde atâta neghină în el? Probabil că a venit vrășmașul și a pus neghină în urma noastră. Ne vom duce și vom smulge neghina și o vom arde în foc. Și a spus, nu, lăsați să crească împreună. Apoi, la vremea secerișului, luați și neghina odată cu spicele și se va alege spicul de neghină. Așa trebuie să învățăm să trăim și noi. Nu numai din bucurii. Acum să știți că a fi părinte nu înseamnă neapărat să fii bucuros mereu. Pentru că și bucuria are niște etape, are niște proporții, are niște doze, unele sunt letale, altele nu sunt letale. Dar dacă ne obișnuim cu proporțiile, cu siguranță că putem să facem față și putem să înțelegem ce înseamnă bucuria. De aceea, un părinte, atunci când simte că deja copilul începe să nu mai facă așa cum vrea el sau cum vede el, să știe că în acel moment este normal. Din acel moment, copilul lui este un copil normal. De ce? Pentru că dacă ar face copilul exact ce face părintele, unde ar mai fi evoluția? Să știți că noi avem la bază, neuronal vorbind, o evoluție care a trecut prin toate etapele. Și dacă m-ar auzi acum cei care au copii mici, vreau să le spun un lucru. Am constatat că nu mai merg copiii de-a bușelea. Poate e o constatare personală, dar am și eu analizele mele. Copiii încearcă ori să se târască și deja să se ridice, ori să se țină de marginea unui pătuț și să meargă mai... Pentru că acum 30-40 de ani se mergea de-a bușelea. De ce nu se mai merge acum așa? Pentru că deja s-a îmbunătățit sistemul neuronal al copilului și are alte preocupări, aceea de a se ridica direct. Nu știu cât mai trece până când va butona imediat telecomanda după ce pleacă din maternitate. Nu știu cât mai e, dar mult nu cred că mai este. Această evoluție însă are la bază bucuria părintelui de a nu obstrucționa pe copil să facă ceva sau altceva. Dacă îl ții pe copil până la a-l duce la școală, fără să se atingă de foc, fără să se împiedice și să cadă, fără să aibă o arcadă julită, atunci când se va duce la școală, în prima zi se vor întâmpla toate. Și nu știu dacă organismul lui este pregătit pentru atâta durere și pentru atâta presiune psihică când se întâlnește numai și numai cu lucruri rele. Așadar, de ce să nu ne bucurăm atunci când vedem că atunci când îi spunem noi copilului nu mai pune mâna, el se duce și pune mâna? Atunci când îl cerți
că de ce a pus mâna pe telefon sau pe telecomandă, el se întoarce la tine și zice nu, 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 că așa ai zis tu mai de mult și așa l-ai obișnuit. Ei, bucuria de a fi părinte trece exact și prin aceste amănunte, care nu sunt amănunte deloc. Bucuria de a fi părinte înseamnă și gradul de acceptabilitate că după noi urmează un copil care se va manifesta altfel. De ce? Pentru că așa trebuie evoluției. Să mulțească talanții. Să nu credeți acum că mulțirea talanților înseamnă numai așa un lucru contabilicesc. Ți-a dat un talent și trebuie să mai faci încă unul. Nu. Dacă ți-a dat un talent, înseamnă că poate ți-a dat, prin talentul ăla ți-a dat un copil și copilul acela trebuie să fie lăsat să evolueze. Gândiți-vă și la acest aspect. Iubiți credincioși, dați-mi voie să le mulțumesc Sfinților Arhangheli că m-au călăuzit pe pașii aceștia ai cunoașterii și ai povestirii, ai paternității de a vă spune lucruri pe care eu le consider interesante. Mulțumesc Sfinților Arhangheli că sunt cu noi tot timpul. După cum bine știți, în biserică sunt cele două uși diaconești. Pe una, pe cea din dreapta, este chipul Sfântului Arhanghel Gavril. De ce? Pentru că el a adus vestea cea bună și pe acolo ne pregătește să intrăm în altar, iar pe cealaltă parte este Mihail, cel cu sabia de foc, acela care nu ne lasă să intrăm pe acolo, pe acolo ne lasă numai să ieșim. Pentru că este un circuit pe care trebuie să îl respectăm și dacă respectați acest circuit, vă întoarceți iar la copilărie. Adică, imaginați-vă mișcarea dinspre miază zi spre miază noapte prin altar și de la miază noapte spre miază zi în biserică și veți descrie o mișcare direct trigonometrică, adică împotriva acelor de ceasornic, adică întoarcerea la origini. Nu ne ducem de la 12 la 1, ci de la 1, ne întoarcem la 12. Și întoarcem și aflăm că de fapt bucuria este în noi, este înainte de a se produce ea. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.